Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Dinamo de Elită. Știrile sunt puține despre Dinamo. Toată atenția noastră este îndreptată acum către, către jucătorii noștri care vor trebui să confirme dacă au primit banii sau dacă n-au primit banii. E vorba de două salarii care li s-au promis. Ieri știrea numărul 1 pe după amiază și spre seara a fost, s-a învârtit în jurul declarațiilor date de Pulici. Pulici a oferit un interviu către Gazeta Stânei, cred, nu mai știu, nu mai rețin exact, sau pentru cei de la ProSport, și a făcut niște declarații acolo. A spus că nici el nu se gândește, și el se gândește să nu mai continue cu Dinamo. A spus niște lucruri că nu dorește să mai rămână în România sau nu dorește să semneze cu altă echipă din România, deși a avut oferte. Iar în ceea ce privește pe ceilalți jucători, a spus clar că sunt pregătiți majoritatea ca să dezerteze, să plece. Vă dați seama că situația asta este extrem de gravă, dar dacă ne raportăm la faptul că nu a fost în stare oamenii ăștia să îl plătească nici măcar pe medic și chiar nu știu care e situația actuală a plăților față de personalul administrativ, atunci trebuie să ne punem mari probleme, clar. Băieții cu peluza, ați văzut, au dat comunicat prin Gazeta Stânei, prin ProSport, peste tot ce au făcut ei cu oamenii aliaților, au oferit informația asta, că o să plătească ei două salarii jucătorilor. Ăștia la alții la fel au zis și ei tot că plătesc două salarii. Pulici a confirmat faptul că au venit în vestiar sau reprezentanții jucătorilor au luat legătura cu Cornel Țănar și cu Șerdean, care le-au promis că le vor intra două salarii pe card până vineri. Vineri este astăzi. Șansele ca acest lucru să îndeplinească sunt minime, însă pentru că, așa cum știm, Cortaserul ăla s-a ascuns și are un plan bine stabilit, e clar în treaba, că trebuie să-și ducă planul la bun sfârșit și să falimenteze echipa, iar Șerdean cu Țălar nu știu de unde ar putea să scoată ei niște bani și doar să împrumute de undeva, efectiv. Dar, sincer, nu știu cine le-ar da bani în situația în care se află Dinamo actual. S-a speculat acolo că un om de afaceri care ar vrea să bombeze ceva bani la Dinamo sau să vină să preia tot pachetul de acțiuni, dorește să-l ia pe tot, ar fi gata să ofere un ajutor de 500.000 rapid lui Dinamo pentru a se face plata a două salarii. Din nou, un semn de întrebare, din nou pauză lungă și ne gândim încă o dată dacă declarațiile alea date prin ziare au fost reale. Eu când v-am spus că salariile jucătorilor sunt umflate cu pompa pe la prin știri. Deci s-a speculat, 32.000 Borja Vale, băiatul acela polonez avea 25.000, cum îl cheamă, Ianuș Gol, s-a speculat că el are 25.000 pe lună. Ulterior, dacă ați observat, i s-a mai tăiat din salarii prin presă pe acolo și a ajuns pe la 17, când s-a vândut de înjumătățirea salariilor. Pulici a confirmat că s-a discutat, au discutat cu cei din conducere despre înjumătățirea salariilor datorită problemelor financiare prin care trece clubul. Deci s-a discutat cu clubul, da? Cu oficialii clubului, nu cu peluza, nu cu băieții, cu suporterii, că ea n-au nicio legătură ei cu Dinamo și cu... Deci, hai să vedem niște lucruri așa cum sunt, să vedem niște declarații ale jucătorilor, a celor implicați în aceste lucruri, și să ne dăm seama despre adevăr, nici de cum să punem botul așa să plecăm după fentele astea. Vin ăștia, salvează, negociază ei cu jucători, nu știu ce mai fac. Nu au negociat cu nimeni, asta este problema. Și n-au făcut ei nimic, n-au înjumătățit ei, nu nimic. Tot ceea ce se întâmplă acolo pe raport conducere jucători sau raport angajator, angajați, să zicem, se întâmplă cu girul celor care conduc Dinamo în acest moment, nici de cum cu, eu știu, acorduri încheiate între
jucători și niște terțe persoane care nu le cunoaște nimeni, care sunt suporteri, care sunt în calitate de pseudo-acționari sau nu știu ce alte bărării. Ce să ne înțelegem și să vedem niște lucruri care sunt reale. Noi vi le-am semnalat, noi le semnalăm. Nu avem răutăți, nu avem vendete, nu avem dispute, nu vrem să facem altceva decât să aducem la cunoștința oamenilor, să înțeleagă oamenii că în care treabă, nu, să nu mai preia așa, să nu mai ciugulească așa din presa asta. Că ați văzut, eu v-am spus și vă mai spun încă o dată. Nu poți să fii, să zici că ești un prieten al lui Dinamo sau că ai tu gânduri bune la, pentru Dinamo sau dorești bine la Dinamo atunci când colaborezi cu Gazeta Stânei și cu ProSportul. Să fim serioși. Și dacă ea vorbesc frumos de tine și promovează articolele și îți bag acolo comunicatele și asta, înseamnă că ești mână-mână cu ei, e clar, adică și end of story, nu mai vreau să discut despre acest lucru. Dar nu este ok să te împăunezi cu, să spui tu că ai făcut, că faci tu și asta, să minți în continuu. Minciuna asta continuă și mie nu-mi place chestia asta. Deci minciuna trebuie să înceteze. Nu poate să ducă la ceva bun. Minciuna nu face decât să ne dezorganizeze și să ne dezbine și să creeze un climat de nesiguranță și de dezinformare așa, de prostie la Dinamo. Cam asta este problema. De aceea facem și noi materialele astea și tot încercăm să spunem niște lucruri, nu pentru simplu fapt că vrem să vorbim, să ne aflăm în treabă sau că vrem să facem rău nu știu cui sau nu știu ce, suntem noi geloși pe nu știu cine, că nu știu ce face sau... Nu avem nicio legătură. Dinamo trebuie să triumfe, Dinamo trebuie să-și devină, să revină acolo unde e locul și noi suporterii trebuie să fim informați despre adevăratul scop sau, eu știu, adevăratele mișcări și intenții ale celor care postorez Dinamo și care se află în jurul lor acolo. Inclusiv trebuie să știm și ce vor hienele și vulturii, că așa ziceau că s-au adunat în jurul Hoitului, n-ați văzut? Iau acolo, clar, au scris ProSportul. Că sunt ei de prieteni cu ăștia, cu Peluzani, i-a văzut că i-a nominalizat acolo la capitolul Vulturi, chipule. Vulturii s-au adunat în jurul prăzii. Erau și ei acolo. Vulturii. Eu zic hiene și asta e clar, nu mă poate contrazice nimeni. Acțiunile lor arată clar că acolo se încadrează, la capitolul ăsta, la capitolul hiene. Antepulici a fost explicit, a spus clar, s-a discutat de înjumătățire, nu au fost de acord. Marea majoritate a jucătorilor nu au fost de acord. Deși se flutură cu Fabrini și cu Pulici ar fi fost convinși, el nu a confirmat acest lucru și nu și-a înjumătățit niciun salariu. Eu am discutat în luna decembrie cu Pulici, sincer să vă zic, și mi-a zis că nu încape discuție să-și înjumătățească salariul. Clar, asta nici nu intra în discuție. Dar pe vremea aceea nu se discutase, sau nu mi-a spus el că s-a discutat cu el referitor la reducerea salarială, pretențiilor salariale. Totul indică doar o minciună. Asta este. Și atunci ne împăunăm. Am făcut, am discutat noi de contracte, că nu știu ce am făcut noi, că noi decidem, noi facem, noi dregem. Însă realitatea este cu totul alta. Acolo acte oficiale nu pot fi semnate decât de oficiali dinamoviști, iar lucruri executive, așa, sau nu știu cum să le spun, nu pot fi făcute decât dacă sunt girate de conducerea lui Dinamo, asta este clar, de cei care au putere de decizie acolo. Atât, end of story și nu mai are rost să discutăm alte bălării, pentru că s-a comentat foarte mult pe acest... Cam asta este realitatea la Dinamo, cam asta sunt știrile reale. Vom vedea acum dacă se va reuși să se plătească, să se aducă ceva bani. Eu nu cred, sincer, eu nu cred că se va reuși. Nimeni nu îți dă ție un ban, chiar și împrumut, în situația în care ești la pământ și se vede că posibilitatea ta de a rambursa împrumutul este destul de redusă. Vă spun eu că nu se riscă nimeni.
Iar la Dinamo acum, în circul care e și în degringolada asta, nu cred că s-a riscat cineva. S-a speculat acolo că cel care ar vrea să împrumute Dinamo, găsit de Țânăr, ar vrea să, ca prin această datorie de 500, dar să îi se, sau acest împrumut de 500 de mii de euro să fie girat cu acțiunile, pachetul de acțiuni al lui Cortaseră. Ăla nu o să facă niciodată așa ceva, pentru că ăla nu va mai fi găsit, nu e de găsit, sau nu decide el cel puțin. Iar cei care au început, au demarat acțiunea asta la Dinamo, acum nu au ei un obiectiv clar și un scop bine definit. Nu să cedeze ei pe 500 cuiva. Deci asta cu 500 cale. Sperăm să ne înșelăm. Sperăm să ne înșelăm și să apară ăștia. Să apară spanioli ăștia cu bani. Așa cum spuneam și ieri, dacă un român ar fi făcut așa ceva în altă țară, ar fi fost dezastru, dar la noi suntem așa mai blânzi. Un alt articol interesant care aș vrea să comentez a fost articolul care a prezentat interviul lui Lupescu, Ionuț Lupescu. Ionuț Lupescu a avut o atitudine foarte scurtă și la obiect în ceea ce îi privește pe spaniol, i-a numit acolo scroci, deci a fost clară treaba. Și nu putem să spunem că Ionuț Lupescu se putea hazarda în niște declarații, pentru că îl știm, este un om foarte rezervat, foarte calculat și nu, chiar nu se hazarda în astfel de declarații. Dar ceea ce mă enervează pe mine și pe majoritatea suporterilor este faptul că sunt atât de mulți lup moraliști și niciun om care să, eu știu, nu să demareze ceva. Să găsească o soluție sau, eu știu, să... Lupescu a zis la un moment dat că Dinamo a fost numai pe mâna unor cămătari. Punct, end of story. Și asta spune multe. Atunci, dacă Negoiță a fost unul dintre ei și partenerii lui au fost băieții ăștia care strâng acum banii de la voi, atunci noi nu putem să spunem decât că i-am catalogat corect când am spus că sunt cămătari. Nu? Nu, este o figură de stil. Vă rog frumos să luați ca atare acum și totul este un pamflet. Orice asemănare cu persoane reale din viața reală este pur întâmplătoare. Deci trebuie să înțelegem niște lucruri și să le calculăm așa cum sunt. Nu mai punem botul, nu mai credem toate prostiile. Există cineva care să spună lucrurile cu nume, să arate adevărul și atunci nu mai avem scuze să spunem că am crezut pentru că nu știu ce, sau am fost induși în eroare, sau... Nu mai există așa ceva. Cam asta e treaba. A apărut omul, a zis puliși care treaba și ce să mai discutăm? Gata, end of story. Deci n-a discutat nicio peluză cu el să reducă, nu asta, să o convingă, să... Nu poate să discute nimeni cu jucătorii decât partea care a încheiat contractul, clar. Părțile din contract, ele pot să aducă modificări la contract sau să-l facă să înceteze sau și așa mai departe. Deci toate alte soluții care, toate celelalte soluții care sunt prezentate prin presă și pe de ăștia, de cămătare ăștia în comunicatele lor, sunt niște pure invenții și speculații și sau se agață de un lucru real pentru a zice că au făcut ei căcatul praf. Cam asta este realitatea. Acolo nu poate să facă nimeni, că doar nu-i sat fără câini, vă dați seama. Acolo e un termen, e un plan, firma asta de management trebuie să termine echipa, are o chestie, știe până unde să o ducă, până ca să o mazilească. Au ei un scop, noi nu putem să știm așa ceva, pentru că nu, una, nu cunoaștem intențiile lor, doi, nu avem acces la informații, pentru că se păstrează un secret în ceea ce privește totul, în ceea ce privește Dinamo, sau eu știu soarta lui Dinamo, viitoare, se păstrează un secret foarte mare și... Vă dați seama, cei care sunt implicați în chestia asta sunt puțini și nu comentează. Iar ceilalți ar putea să, care sunt complici, acționează așa, sau știu anumite bucățele, nu nici de cum din puzzle-ul ăsta. Nimeni nu știe de adevăratul deznodământ sau ceea ce se urmărește acum la Dinamo. Noi, sincer, urmărim cu mare interes chestia asta pentru că ne doare. Ne doare, Dinamo a ajuns într-o stare deplorabilă și
continuă să se scufunde. Asta este mai complicat. Degeaba ne batem înainte noi și ne mușcăm și nu știu ce, și ne acuzăm unii pe alții că, bă, dar tu ce faci? Dar vină tu cu soluție, fă ceva. Nimeni nu face nimic. Nu avem ce să facem. Hai să ne înțelegem. Și eu am spus-o clar și mai repet încă o dată pentru toată lumea. Ar fi bine ca noi să ne păstrăm resursele pentru asaltul final. Dacă va exista un moment în care noi să trebuiască să venim acolo să ajutăm cu ceva, să putem ajuta. Și nu v-am spus, nu prin asociații, nu prin nu știu ce, donăm, frate, asta este. Și venim și donăm și ajutăm echipa să iasă din ghimbelea, dacă s-o putea, dar dacă a fost, dacă va fi în situația de a putea dispărea, ceva de genul. Dacă suntem puși în situația asta, ar trebui să avem resurse și să avem cu cine să mai intervenim. Dar în situația în care a fost atâtea minciuni și atâtea bălării și asociațiile astea au reprezentat un, practic un eșec în ceea ce privește viața lui Dinamo sau, eu știu, salvarea sau posibilitatea de a face ceva cu banii suporterilor, vă dați seama că acum nimeni nu mai are încredere în așa ceva. Nimeni nu mai vrea să aibă încredere și nu mai vrea să... Nu să-și diște neapărat banii, pentru că nici... Sunt și importanti și banii, într-adevăr, dacă vine vorba de Dinamo, nu știu, mi se pare o sumă insignifiantă, un 50 de euro sau ceva, dar să știi că îi dai cu un cap sau să știi că se face ceva cu banii, nu că îi ajut pe unii ca să preia puterea cu banii tăi sau cu ajutorul banilor tăi. Cam asta este, cam asta se face și cam asta v-am spus de la bun început. Ne sperăm acum că ne-am înșelat. Noi așa sperăm tot timpul, eu cel puțin eu așa sper. Și doresc ca eu să nu am dreptate, să mă fi înșelat. Dar vă spun, foarte greu mă înșel și e aproape imposibil. E o marjă de eroare foarte mică ca eu să mă înșel în ceea ce privește conjunctura asta și persoanele care se învârt în jurul echipei la ora actuală. Vom vedea ce se va întâmpla. Chiar sunt curios. Ce? Sau care vor fi jucătorii? Care va fi numele jucătorilor care vor pleca? Pentru că, în mod sigur, eu nu mă aștept la altceva bun. Nu văd de unde ar putea să apară banii aia, doar de la neguiță din buzunar, nu? Să aibă el un plan bine stabilit, să-i fi făcut pe ăștia să reducă salariile acum și să țină cât de cât acolo situația sub control. Pentru că a existat și scenariul ăsta, că a existat o disperare mare la finalul sezonului și nu se puteau atrage jucători decât prin promiterea unor salarii mai mari, iar salariile astea mai mari puteau fi, cum să zic, garantate de o persoană care să dispară ulterior și să apară un salvator care să reducă din salariile astea și atunci să păstreze jucătorii la un nivel de, știu, înțelegere și să continue cu ei. Nu cred că vor renunța la bani, eu așa spun, clar. Sunt dinamoviști, sunt astea, dar gândiți-vă că sunt sume de bani în joc și nimeni nu muncește pe degeaba. Acum vom vedea ce se va întâmpla. Care asta poate să fie un procedeu care să păstrezi și niște jucători și să și reduci din pretențiile salariale așa, în fanfară, adică cu un scop nobil, pe salvarea lui Dinamo. Dragii mei, vă salut, numai bine, doar Dinamo București este inima noastră, urmărim cu atenție evenimentele care urmează să se întâmple la Dinamo și sperăm să avem vești bune, numai bine!